asupra lor la patologie și vă trebuie să fiu urcat odată cu mine la treabă. În fine, 18:25. Sau și mai departe, 40-45, menopauză, etc., etc. Adică maturitate. Ce cere Arie în perioada? Cere să devii auteur, autor. Autor. Nu că publizezi ce lucrări la Litera. Ești un autor, adică ești o referință în materie. Deci ca matur nu e vorba că știi numai artizana. Nu. Tu ești specialistul în evacuările, un nume, drenajul românesc, etc., tot felul de chestii de-astea teoretizante. Deci, devii un autor. Deci, un om adevărat matur nu e numai care vârstă, care aia și aia și aia, ci e cineva, acest cineva, prin operă, prin contribuție, pe nu știu ce, pe nu știu ce. Auteur. Și, în fine, când începe declinul și involuția, important este să rămâi foarte. În fine, vă spun vouă, pentru că eu de mult trebuie să fac demonstrația asta, trebuie să devii un metru, zice, metru, dar nu în sensul de meșter, maestru, un fel de maestru, un fel de maestru al caracterului. Să spună, domnul Cutare nu e un bunic oarecare, e un bunic model. Este. Deci asta este urcușul ăsta care mi-l propune Anie. Și pe asta trebuie să meargă și psihologia normală, bineînțeles, și merge, bineînțeles. Dar fără să asimileze bine noțiunile astea, care au foarte mari importanță, aceste patru noțiuni. De ce? Pentru că vine principiul al doilea, care e principiul psihopatologic. Principiul psihopatologic, deci patologia, inversul normalității, are la Arie trei principii. Primul se cheamă, eu i-am zis, ontologic. De ce? Pentru că dacă ființa reușește să fie normală și să urce toate treptele astea ale normalului, în patologie le coboară tot ordonat. Asta e geniul lui Antin. Că ne îmbolnăvim tot ordonat. Și demonstrația lui este următoarea. Demonstrația este invers normalității. Dacă ultima etapă e metru, aici, această primă treaptă de patologie, pentru că ne vine prima, a doua, a treia și a patra treaptă de patologie. Cu alte cuvinte, patologia are patru trepte. Una, și chiar așa și este, este psihopatia, în care subiectul, de fapt, nu mai e metru. Nu mai e metru. Nu stăpânește bine. Dacă nu poți să spui de cineva cum e și e așa și așa și așa și așa și spune una și face alta și nu știu ce, asta nu înseamnă că are leucemie, ci e psihopatie. Da? Deci este psihopatie. Al doilea,
după Arie, este cel care nu poate să fie auteur. De ce? Pentru că vrea să fie și de la, și de la, și de la. Vrea să fie mulți auteur. El vrea și doctor, dar poate era bun și puțin avocat, și puțin actor, și puțin nu știu ce, și puțin... La PTI era mai bună de balerină. O să le auzi pe oameni. Eu balerină. Mă puneam în valoare mai bine. Dar ce înseamnă asta din punct de vedere al patologiei? Înseamnă că rămâi un nevrotic, mereu cu aspect. Păi tata m-a băgat, mama m-a băgat, mă, eu le-am spus că nu sunt bun de... Fă medicile, păi i-am făcut, dar nu, ce... M-a terminat. Nu, m-a terminat, dar e a contricări, el vrea altceva. Nu se spune neisprăvit? E, și sunt de ăștia, domnule. Sunt de ăștia, chiar nu știu, tu mi-ai adus pe unul care îl întreb, dar ce sunt, eu știam sigur că el e medic. Și îmi spune, eu când jazz, nu știu ce, bun, când sunt jazz, că, de ce nu faci pe medicul să ții familia? Și tu ți-a zicea de el că e neisprăvit? Și tu ți-a zicea de el că e neisprăvit? Mă rog, mă rog, aici discutăm nu acum de neisprăvit, că asta e altă, să nu derapă. Dăm și mai jos. Și aici devine foarte interesant, în care trebuia să devii artizan. Și nu devii. Și nu devii. Fiți atenți acum ce devii. Devii un psihotic, un schizofren. Deci este trata psihotică. De ce, domne? De ce? Păi să spune de ce. Pentru că tu pierzi realitatea comună, fă o altă realitate care nu se face foarte coerent în capul tău. Dar este altă realitate. Deci, răspuns, nu avem o singură realitate, înțeles că nu avem. Dar totuși avem o realitate comună. Foarte de aproape personală. Dar aș spune că proporția între personal și individual trebuie să aibă suficientă treabă comună, ca să ne înțelegem. Că dacă partea personală e mai dezvoltată decât cea comună, ești un straniu. Ați înțeles? În această catastrofă, nu faci nimic cu diversele lumi ale tale. Pentru că lumile, ca să faci ceva cu ele, trebuie să fii comun. Trebuie să reparțezi. Dacă nu știi să faci ceva comun de valoare, nu ești bun de nimic. Asta este artizan. Și în fine, a patra, cea mai de jos, sujeul, subiectul, este când te întreb și cum te cheamă și îmi răspund zici și dumneata. Păi, dar totuși, vreau de la dumneata. Hai, domne, că... Ce contează asta acum? Dar totuși ce vezi? Păi am mulți, domnule, că am foarte mulți încă. Dar unde-i subiectul? Subiectul ăla lui Micușor de la 3 ani, care spune Micuios Micușor și am 3 ani. Cu alte cuvinte, psihologia care stătea la 3 ani pe normalitate, începe să fie alterată în această treabă. Acum, în principiu 3, deci asta e 1, principiu 2 al psihopatologiei, principiu 3 al fenomenologiei clinice, renunță la cele 4 drepte. Renunță, o să vedeți de ce. Și le împarte doar în două. Și spune psihiatria majoră și minoră. Pentru importanță practică. Psihiatria minoră, psihopatii, nevroze. Și psihiatria majoră, psihoze,
demenți. Și, în fine, al patrulea principiu este cum răspundem la întrebarea, această tulburare e funcțională sau organică? Mai întâi, ce înseamnă organic? Organic înseamnă cerebral. Aici s-au dus discuții enorme și azi foarte multă lume consideră că psihopatia n-are tulburări organice, nevroza n-are tulburări organice. Dar psihozele au început să fie descrise cu deficiențe enzimatice, cu transmisători, cu nu știu ce. Deci ceva organic, ceva trebuie să fie. Și acesta al patrulea principiu care explică cauzalitatea bolii, se cheamă cauzalitatea organică. De-aia toată concepția se numește organodinamism. De ce dinamism? Pentru că boala e o dare înapoi, o regresie. Deci e un joc de forțe. Deci faceți așa. Faceți așa. Deci când aceste două forțe merg așa, merg către normal. Tu te înțelegi cu părinții, nu știu ce, te dezvolte cu școala, merge așa, merge așa. Dar când faci așa și se rupe, când faci această treabă, asta e dinamism. Deci dinamo nu înseamnă numai fotbal la dinamo. Ăștia cred că fotbal la dinamo, lumea e astenică și ei sunt energici. Asta e ideea sportivă dinamo. Adică avem energie, domnule. Batem tot. Dinamic e un conflict. Trebuie să te învingi pe tine. Asta este dinamic. Deci analiza e dinamică pentru că admite că lupți cu tine. Dacă tu nu lupți, nu mai poți să faci nimic cu tine. Trebuie neapărat și tu să lupți. Deci principiul dinamic. De-aia, cine spune că e numai conștiință, nu știu ce, greșește, nu? Nu. El e organodinamist. Henrik Ibsen zicea, să fii tu însă înseamnă să te învingi pe tine. Da. De ce să nu lipim toate astea? La urma urmii o să tot reluăm, până la urmă o să murim cu Platon în buzunar. Nu suntem, nu că suntem incapabili, dar e eternel rătur și că este eternel rătur, facem cercuri pe care le retot reîntoarcem. Și le-a reîntoarce și el, dar vedeți totuși cu particularități, care nu prea le-ai mai văzut și le-ai mai auzit la cineva. Atunci, al treilea principiu clinic, psihiatria e majoră și minoră. Și al patrulea principiu, determinismul bolilor psihice este organic. Ce vrea să spună? Vrea să spună că intră un factor aici, genetic, anatomic, cerebral, asta vrea să spună. Și nu vrea să spună că bolile psihice sunt provocate de Ceaușescu, de înțelegi. Toate treburile astea socio-externe, stresurile externe, favorizează, fără îndoială că de la... Dar dacă tu ai forță, din ăla dă și tu devii susea. Cum devii tu susea pe stres? Avem toți, nu? Tu imediat te nevrozezi, imediat te zăpăcești, nu se poate. Dacă ai forță interioară, tu devii susea. Asta e Mandela, 27 de ani în închisoare. De ce nu-i dement, Alzheimer și nu știu ce? De ce? De ce? Asta în izolare totală,
toate teoriile teologice puteai să le aplici, să spui, e terminat asta. Nu poate să, nu s-a putut dezvolta. A regresat, a uitat și limba. Nu este adevărat. Deci este un principiu organic. Asta e organodinamic, nu? Deci este un în sus și un în jos. Acum, ar mai trebui să fac următoarele mențiuni. Ce înseamnă la Arie simptomele principale care le-a descris în tratatul despre halucinație, adică delirul și halucinație? Ce înseamnă? El a atribuit aceste două simptome majore, psihoze, în virtutea concepției lui, pentru că prin aceste două simptome, psihoticul se rupe de realitate și își formează o realitate proprie pe care Minkowski, un alt mare psihopatolog, a numit-o realitate autistă. Adică necomun, asta vrea să spună, prin autism. Pentru că și autiștii, chiar tipicuții noștri autiști, au o lume. Comunică greu, dar comunică. Și cei care lucrează în domeniul ăsta încep să învețe cam ce înseamnă la ăștia tipul de gest, exclamația, nu știu ce, adică o formă mai primitivă de expresie, dar totuși ei au o formă. Deci, delirul la Arie, el a precizat diferența. Asta vorbesc pentru cei care știți tehnic ce spun eu acum. Diferența între delir și delirium. În 1950, primul congres mondial de psihiatrie, Arie a făcut această deosebire. Delirul, ideea delirantă mai exact, este o idee falsă. Inconturnabil, cum le plac franțuzilor să spună, irepresibilă, inconturnabilă, în orice caz pe românește, nu poți să o schimbi. Toată lumea încearcă să schimbe o idee delirantă. Bolnavul spune, securitatea cu aparate, face, nu-și mă de aici, nu e nicio securitate, n-au aparate, dar... Atunci bolnavul nu-ți mai spune. Ăsta nu crede, treaba lui să nu creadă. Eu știu că există. Și bineînțeles că există, dar... Trebuie să spun ei și ce? Domnul care v-a spus acolo, ia, înregistrați-ne. Ei și ce am spus? Înțelegeți? Adică totul e să fii așa cu Sfântul Pavel aici și să spui, nu mi-e frică. Nu mi-e frică, dați-i mine. Deci ideea delirantă, și asta se învață și la anul întâi de psihiatrie, e o tulburare de gândire. Dar e o gândire în sens Jackson, regresată, o gândire inferioară, în care conștiința de sine este invadată. Și aici este faimosul Sharpeter. Un elvețian, urmașa lui Bloiler,
ce idei delirante ai. Treaba asta cu mare puțin și persecutat foarte mult e cea mai frecventă formulă. Deci foarte rar o să găsiți, eu sunt nepotul contelui de nu știu ce. Care e foarte simpatic. Lumea imediat cască ochii. Toți își fac o treabă de asta, că în castelul humiazilor, nu știu ce. Dar asta cam place. Știi? Eu sunt o contesă maghiară care... Asta circulă la noi, tipul ăsta de balerine, cu biografii de-astea nemaipomenite, numai în mare, dar ce să fie, au venit comuniștii și au venit comuniștii și trece în partea a doua, adică la persecut. Și mi-a luat cele 6 case care înțeles și eu acum trebuie să... Mult. Deci ideea delirantă care ne interesează pe noi, de fapt până la urmă, este totuși cea de persecuție. Prin care omul își explică propria ratare. Dacă nu era și ăla, dacă nu se băga pe ăla, dacă nu mi-l băga pe ăla în față, toată viața nu găsim decât de ăștia. Și de fapt astea sunt luptele reale. Lupte extraordinare. Dacă era nepoată lui Dracu și... Dar cum e? O proastă ce să mai discută. Cam așa se... Știți cum se spune? La merit egal, piva contează. Adică tot pierzi. Asta e. Deci, luză. Asta este termenul. E un puștan acum, care se cheamă Puia. Ați auzit? Da. E vechi. Bun, acest Puia, ultimul șlagăr, mai e Bagă Bagă. Asta e la modă. Nu că eu vara nu dorm, ăsta s-a terminat. Nu. E halucinația. Halucinația nu trebuie să o înțelegeți așa ca orice infirmieră. Păi da, pentru că absolut tot spitalul zice, eu știu psihiatrie, pentru că domnul doctor halucinează. Dar eu chiar mă gândeam, domne, chiar ăștia știu așa. Da, mă gândesc de unul care a luat Canada aici și a tins să o arunce în mine. Dar infirmiera, pleacă doctore că halucinează. Dar ce era, domne, halucinația? Bineînțeles că la carte simplu, așa că percepție fără obiect, e mult prea simplu spus. E mult, în sensul lui Henri, e regresia de tip halucinator, e mai profundă decât de el. Asta este geniul lui Henri și vedeți tratatul despre halucinator. E cea mai destructurată treabă. În care nu că faci o lume, chiar trăiești în ea. Asta e diferența. Deci când ai numai delir, eu te consider dușman, nu știu ce, asta e. Dar dacă e halucinație, eu chiar cred că vii cu toporul către mine. Și dacă văd asta, topor, sânge și nu știu ce, îți dai seama cum voi reacționa. Ori voi fugi, ori voi pune mâna și eu pe ceva ca să... Contracarez. Deci, de asta halucinația este mai profundă decât de mine. Iar în momentul în care pui pe un bolnav să-și explice, să descrie, el atunci intră, fără să vrea, în expresia verbală, adică în Lacan. Și atunci el forțamente delirează. Cu alte cuvinte, Henri trage concluzia în tratatul despre alucinație, că aceste două elemente sunt inseparabile,
dar de înălțime deosebită. Și de-aia uneori halucinăm, de mai multe ori delirăm, uneori rămânem numai cu delirul, știi? De altfel, foarte rar mai găsești oameni care să-ți mărturisească halucinații. Foarte rar. În timp ce deliri trebuie, nu spune eu am delir, nimeni nu spune așa. Tu vezi de ce se chinuie un om și atunci încerci ca chinuiala asta să-i o diminui. Nu-i spui, știi, vezi că tu ai delir de persecuție. Nu poți să spui așa. Dar spui, ia mai lasă-i colo de dușman. Ia, bea și mănâncă și fă aia așa, lota și gata. Nu uitați, deci, contribuția care e maxim 20 de ani acestui elvețian, care după, deci este un post al ei și care în lumea artizanală greșită a psihoticului aduce ideea de infiltrare, de infiltrare. De aia, în ultimii ani, mai ales în Franța, se vorbește de inundare. Inundare, cum e la modă, dar la concret. Inundarea asta afectivă favorizează psihoza. De aia noi nu trebuie să o lăsăm. Nici ca bucurie prea mare, da? E nuntă, s-a terminat, la revedere. Înțelegi? De altfel, în mod natural, luna de miere, nu știu ce, totul e un declin până la notar. Asta e. Deci, nu merg lucrurile chiar așa, arie, chestii, lasă-mă. Trebuie să aranjate repede, ca să nu vină inundația, nu? Deci barajul, rețineți noțiunea de baraj, care era... Am avut un elev al lui Pampir, Artur, nu știu cum îl chema, doctor, Artur Dan. Sibiu, Cluj, înapoi, nu știu ce, mă rog. Acest Artur Dan a descris apărările freudiste ca baraj și le socotea pe nevrotice ca barate.